Bună seara, dragi prieteni, avem alături de noi pe Costi de la echipa Ambianța Steaua. Salut, Costi! Salutare! Costi, un meci frumos, un meci strâns, apropiat. Ce ne poți spune despre meciul de azi? Da, cred că a fost un meci foarte frumos, din punctul meu de vedere. Multe goluri, fază de poartă, ambele echipe au jucat foarte bine, am pasat foarte bine. Un meci foarte frumos. Într-adevăr, diferență foarte mică. Cred că putea să fie egal, dacă nu și chiar în favoarea voastră, cred. Da. Putea fi orice scor. Au fost ocazii de ambele părți. Și noi am avut ca niciodată. Am avut foarte multe, foarte multe ocazii. Da, ne-a lipsit golul. Am ratat multe situații de 1 contra 1. Băieții, echipă bună, se vede că o să fie viitorii campioni. Se vede, da, nu? Da, băi, se vede că o să fie viitorii campioni, dar cred că în seara asta și noi le-am dat o replică destul de bună. Cu siguranță un meci frumos, cum ai spus tu, cu multe faze de gol, cu multe faze frumoase, un meci liniștit, un meci curat, un meci de fotbal adevărat, cum îmi place să spun. Așa cum ar trebui să fie fiecare meci. Da? Să fim atenți la ceea ce jucăm noi, nu la arbitraj, nu la intrări dure, să venim să jucăm fotbal. Să plimbăm mingea, că ăsta e scopul fotbalului, să plimb mingea. Să ardem calorii, da, și așa mai nu departe. Nu să ne lovim între noi. Da. În seara asta cred că a fost cel mai frumos meci pe care l-am văzut eu până acum. Nu că am fost noi implicați, dar am văzut cel mai frumos meci din cel puțin din play. Atât și din interior, atât și din exterior. Exact. Corect. Meci într-adevăr frumos. Costi, mulțumim tare mult pentru meciul din seara asta. Multă baftă în continuare și ne revedem săptămâna. De fapt, săptămâna asta. Ne revedem joi. Avem un meci de cupă joi. Corect. Mulțumim tare mult și o seară frumoasă.